Casarea în bucate. A fost odată un împărat care avea 3 fete. Într-o zi le chemă la dânsul și le întrebă care cât de mult îl iubesc. Fata cea mare i-a răspuns că îl iubește ca mierea. Cea mijlocie i-a răspuns că îl iubește ca zahărul, iar cea mică i-a mărturisit că îl iubește ca sarea în bucate. Auzind acestea, împăratul a alungat-o de la curtea sa pe fiica cea mică, considerând-o nerecunoscătoare. Fata a umblat o vreme până a ajuns la poarta unei alte împărății. Fiind o bucătăreasă bună, a mers tocmai la împăratul locului să-l întrebe dacă n-are trebuință de o slujnică la bucătărie. Fiind bună la suflet și frumoasă, fata ajunse în scurt timp foarte iubită la curte, iar fiul împăratului se și îndrăgosti de dânsa. Deși cu greu, își convinse părinții să lase să o ia de soție. Și lor le era dragă fata cea harnică, dar erau triști pe de-o parte, căci nu era de viță nobilă. Totuși nunta se făcu. Fata atât îi rugă, doar să-l invite pe cutare împărat la nuntă. Acesta era tatăl ei, dar nu le spuse nimic. Fata pregătia însă și mâncarea. Numai în farfuria tatălui său pusese mâncare fără pic de sare, dar cu multă miere și zahăr. Iar când acesta o gustă, începu să-i strige împăratului gazdă că își bate joc de dânsul. Atunci fata i se arătă și îi spuse că ea este cea care i-a pregătit mâncarea, tocmai pentru a înțelege ce înseamnă sarea în bucate. Toată lumea se bucură când auzi povestea fetei. Socrii se bucurară nu doar că avea o noră harnică, ci și de viță nobilă, iar împăratul că își regăsise fica ce-l iubea cel mai mult.